Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni, etalare pentru luna mai, cu o mică întârziere, dar dacă vreți voi să încadrați mesajul pentru 30 de zile, puteți să lungiți până, să-l întindeți până în iunie, dar, repet, mesajele sunt mult mai generale, nu există calendar la nivel universal, chiar dacă etalarea pentru mai, cine știe când se poate manifesta sau a început deja să se manifeste. Din mesajele de la înger aveți confirmarea că sunteți într-o legătură spirituală, într-o conexiune spirituală cu cineva. Trăiți o relație cu cineva pe care o simțiți ca pe o conexiune care vine dintr-o altă viață, din alte dimensiuni, din alte timpuri. La capătul setului de cărți aveți fă ceva pentru cineva și miracole și binecuvântări. Ce mai aveți? Apreciază acest moment. Apreciază acest moment cu acest personaj. Apreciază acest moment când oferi ceva cuiva. Poate să aibă legătură, poate să n-aibă legătură. Dar vedeți voi, știți, pe ideea de efectul de fluture. Dacă faceți ceva cuiva, această energie benefică pe care o transmiteți s-ar putea să vină pe ideea de karmă în această legătură spirituală și să vă susțină la un moment dat cândva. Da? Sunt două personaje care se susțin. Repet, poate să n-aibă nicio legătură în acel moment, dar în timp și în spațiu să se creeze niște miracole și binecuvântări în această poveste. Înțelegeți, da? Ca și energie generală a venit, interesant, patru de foc, dar invers. Patru de foc, în general, patru de bâte. Noțiunea de casă, tot ce ține de patru este noțiunea de casă. Dar și în general reprezintă suflete flăcări gemene, dar cartea a venit invers. E o problemuță acasă pentru cei care aveți marcaj în gemeni. Casa voastră este cu sus în jos. Totuși a fost Paște, bănuiesc că v-ați făcut curaj și ordine. Dacă n-ați făcut, probabil că ați avut niște motive. Glumesc sau poate nu glumesc, poate spun adevărul. Ideea este că ceva în casa voastră este cu sus în jos și trebuie să faceți ceva pentru voi, pentru cineva, ca să vă regăsiți echilibru, pentru că patru înseamnă echilibru. Echilibru în cămin. Căminul general este în sufletul nostru, că de fapt e casa racului, da? E în sufletul nostru. Și apoi este clădirea în sine, apoi este contractul tradițional. Poate că v-ați separat de cineva, poate că acasă nu vă mai înțelegeți cu cineva, variază. Și totuși, afară de ce se întâmplă acasă, voi mai trăiți o legătură spirituală cu cineva. Asta e. Trei de cupe. Dar, trei de apă, da? Dar este urmat de 2 de spade, 2 de aer și 8 de aer și 7 de cupe. Aici este alegerea pe care trebuie să o faceți ca să vă regăsiți echilibru. Și repet, nu are legătură musai, musai. Pentru unii poate să fie. Poate să aveți o casă ok. Și e vorba de casa voastră interioară care este dezechilibrată într-un fel sau altul. Din niște motive. N-ați simțit corect, nu ați avut viziunea corectă. E un Horus, îmi place la maxim această carte. E un foc, spiritul vostru a căutat într-o altă direcție și ați greșit direcția, ați simțit greșit la un moment dat și acum suportați consecințele. De aia ce faceți ceva pentru cineva și consecințele le veți simți în timp și în spațiu. Și pentru asta trebuie iar să decideți. Și ce aveți de decis? Între blocaje mentale, între confuzii, visare, programe mentale, pentru mine 8 înseamnă și programe, 8 de spade de aer înseamnă și programe mentale și 3 de cupe. Bucuria cu sufletul acesta cu care aveți o legătură spirituală, bucuria cu prietenii, fă ceva pentru cineva, poate un prieten în cercul vostru, de apropiați, care are nevoie de un gest, faptul că faceți ceva frumos, creați o stare de bucurie cuiva și vă atrageți miracole și binecuvântări. Da? Apreciați acest moment. Petreceți timp de calitate cu cine puteți, mai ales cu persoana cu care aveți o legătură spirituală, specială.
Aici este. Alegeți. Ori vă bucurați și faceți acțiuni benefice, exprimați emoții sau trăiți emoții pozitive, ori stați într-un mental negativ și într-o stare de confuzie. Aici este. Și uite, așa, în momentul în care alegeți corect, vă regăsiți echilibru și răsuciți cartea în poziție normală. Țintiți corect. Aici este viziunea pe care unii ați pierdut-o sau cineva v-a derutat, v-a mișcat mâna în momentul în care ați tras cu arcul. Interesant unde s-au oprit setul de cărți. Au vrut să se arate în mod special, au sărit amândouă, mână în mână, da? Marele preot și marea preoteasă. Ce superb poate fi această legătură spirituală! Voi deveniți mare preot lângă marea preoteasă, marea preoteasă devine mare preoteasă lângă mare preot, în fine. Aveți, repet, o legătură specială, out of space, ceva ce rar se întâlnește cu cineva care, pe de o parte, este foarte intuitiv și trăiește în dimensiuni înalte, dar poate să revină și pe pământ, că tot e luna mai, dar n-are legătură cu luna mai, poate să revină și pe pământ și să transmită din revelațiile pe care le are, să transmită din învățătura tradițională și netradițională pe care o capătă. Că o fi același personaj, pești taur, poate. Poate nu e același personaj, poate sunt două personaje diferite, poate sunteți unul dintre voi, da, alături de celălalt și această legătură spirituală, uitați. Această legătură spirituală. Unul este mai pământean, altul este mai aerian, dar nu contează. Unul este mai rațional, altul este mai emoțional, dar nu contează. Această legătură este imposibil de înțeles de majoritatea oamenilor. Dar vă este dată vouă tocmai ca să înțelegeți niște lucruri și poate din cauza acestei legături spirituale ieșită din comun, vi s-a dereglat un pic aparenta stabilitate, poate chiar și echilibru energetic este un pic zdruncinat, dar reveniți-vă. Apoi am apărut șapte de spade. Nevoia de a acționa oarecum strategic în legătură cu această conexiune spirituală. Nu cumva să fugiți această legătură spirituală, pentru că acesta mai este sfugăciosul. Manifestați varianta lui superioară, este strategul. Manifestați, alegeți, aici este, alegeți corect. Pentru că sunt două spade, alegeți. Alegeți corect. Aruncați eventual conflictul în altă parte și bucurați-vă de libertate mentală și emoțională. Poate că mai este o altă persoană de care trebuie să vă feriți în această legătură spirituală, așa simt. Și atunci de aia zic, trebuie să aveți o strategie și poate nu doar o persoană, poate sunt mai multe de care trebuie să vă feriți, de care trebuie să protejați această legătură spirituală. Totuși, la capătul setului de cărți aveți iaută, regina de cupe, emoții profunde și pasiune imensă. Da, wow, ce frumos! Împăratul. Și nevoia de a vă controla viața, de a proteja această dragoste, această pasiune, pentru că simțiți, repet, o dragoste ce nu s-a mai trăit decât poate prin filme sau trăiesc anumite cupluri într-o țară, într-o lume. Foarte frumos. Foarte frumos deocamdată. Sper să confirmați interpretarea. Da, sper că îmi confirmați, pentru că eu simt că regina de cupe are și pasiune, nu doar sentimente față de acest personaj, marele preot, împăratul, da? Cu o poziție specială. Un personaj cu o autoritate, măcar în profesia sa, cu o poziție specială, profesională. Gemenuți. Ia, gemenuți. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemenuți. Pentru mai.
drăguții mei. Ia uite, eremitul. Este Mercur. E varianta feciorelnică? Nu. Este o variantă pământeană a lui Mercur. Sunteți într-o călătorie spirituală pentru că aveți această conexiune și voi călătoriți către acest personaj. Da? Personajul acesta vă atrage în această călătorie de autodescoperire și nu doar de descoperirea lui Dumnezeu, a luminii divine dintr-o altă perspectivă. Ce frumos, nu e așa că parcă e pe aceeași cărare? Țăc! Nu e alpină. Este... Călătoriți prin Alpii personali. Munții Alpi personali. Sunt niște greutăți pe care trebuie să le dărâm, să le treceți, să le explorați. 7 de cupe, confuzie, aici este. Trebuie să găsiți înțelepciunea și provocarea este starea de visare, de confuzie, opțiunile. Aveți și o stare de însingurare necesară în această călătorie, pentru că nimeni nu poate să găsească pentru voi sau pentru noi. Hai să vorbesc la plural, da? Adică nu la plural, la persoana întâi plural. Nu poate să găsească cineva lumina pentru noi sau cineva nu poate să guste pentru noi, cineva nu poate să înțeleagă pentru noi. Noi trebuie să experimentăm și să înțelegem. Da, și aici e provocarea. O să clarific ce înseamnă 7 de cupe, dar vedem. 8 de monede. La locul de muncă al cuiva se întâmplă ceva. Și nu doar că s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva care a transformat viața a unuia, a altuia sau a amândurora la locul de muncă al unuia dintre voi. Și dacă nu e la locul de muncă, este în ultima vreme vă doriți să munciți. Nu doar pentru echilibru financiar, nu doar ca să deveniți independenți 8 către 9, ci și ca să vă transformați ceva, să vă descoperiți talanți, să vă descoperiți noi abilități, să vă dezvoltați. Deci aveți 8, alt 8, dar pentru asta aveți nevoie de transformare mentală, de deprogramare, că am vorbit interesant, apare și aici. Să ieșiți din programele vechi și, cum zicea Iisus, într-o casă goală, nu puteți lăsa o casă goală după ce scoateți demonii, programele negative, da? Că altfel va fi iar cotropită de și mai multe efecte negative, da? Casa goală, curățată, eliberată, casa eliberată, trebuie umplută cu ceva nou și benefic, cu programe sănătoase. Apropo de casă, casa sufletului și a minții, da? E foarte frumoasă și etalarea voastră și îmi place cum mi-a venit acel citat despre care chiar am vorbit zilele astea de Paști cu cineva. Ia uite, în viitor aveți regele de monede, iar o persoană cu autoritate. În prezent aveți 9 de spade, prea multe griji. Sper să nu fie boală. Sper să nu fie boală, dar, repet, dacă aveți o boală, este din cauza acestui program mental. Vedeți că e pe orizontal, da? Înțelegeți. Cum vă puteți vindeca? Conectându-vă la lumină. 9 este un sfârșit de ciclu. Dacă mai mergeți mai departe, repetați iar ciclu, da? 9, terminați-te la luna 9, deprogramați-vă de blocaje, de boli, da? De griji. E luna 9 aici. Sau în creștere, în fine. Căpătați înțelegere, că toate cărțile astea sunt pe mental și cărțile pe vertical sunt pe material. Aveți un pic de emoții aici. Aveți nevoie, într-adevăr, să vă împământeniți, chiar dacă sunteți semne de aer, toți aveți, eu vă înțeleg. Că și eu am semne de aer, foarte multe planete în semne de aer. Aveți nevoie de împământenire, dar nici în exces, da? Poate frumos ar fi ca în viitor cineva să vă ofere stabilitate, înțelepciune, echilibru. Poate, rămâne de văzut la clarificări ce înseamnă acel... Rege de monede poate să fie tatăl cuiva, profesorul cuiva, soțul cuiva, care vă sfătuiește, șeful cuiva, care vă ajută în acest proces de muncă și de transformare. Variază mesajele. Wow! Luna.
Sfatul este conectați-vă la intuiția voastră. Sfatul este lucrați cu luna plină și luna nouă. Ascultați cele două videoclipuri. O să mai fac niște înregistrări care să vă ajute să înțelegeți cum să vă programați mental și emoțional. Luna, probabil acest personaj la care visați unii dintre voi, dar acesta este sfatul. Să vă înțelegeți fricile emoționale, să vă înțelegeți legătura cu mama, legătura cu femeile, legătura cu latura voastră feminină, chiar dacă sunteți bărbați. Eventual, poate că trebuie să țineți secret, că tot am văzut acea legătură spirituală, mare preot și mare preoteasă, pentru mine sunt mai ceva ca împăratul și împărăteasa. Sunt cei mai cei. Eventual trebuie să, pentru că a apărut strategul și apare și luna, trebuie să țineți secret ceva. Și aici este sfatul. Țineți secret. Dacă este ceva extrem de prețios, țineți secret. Pentru că oamenii nu înțeleg și nu numai asta, dar și invidiază. Exterior, împărăteasa. Iar împărat, împărăteasa, da? Un personaj care are o valoare excepțională pentru voi. Că e bărbat, că femeie, nu contează. Frumos și pe dinăuntru și pe din afară. Pentru unii poate să fie mama cuiva, soția voastră, dacă aveți copii, poate să fie. Dar nu este obligatoriu. În primul și în primul rând este un personaj care are o valoare. O să clarific să văd dacă are legătură cu mama, cu soția sau cu valoarea aceea specială pe care o are un om în viața voastră. Puf, puf, puf. În această călătorie spirituală, normal că vă e frică de diavol. Dacă apare trăcușorul noaptea pe cărarea pe care mergeți, nu vă speriați. Dacă știți cum să-i vorbiți, dispare. Va trebui să fac niște înregistrări, să vă învăț cum să vorbiți cu diavolul. Piei satana, nu? Piei satana. Dacă ești tu om al lui Dumnezeu, da? Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, de ce nu ordoni îngerilor să te protejeze? Aruncă-te de pe stâncă. Hete, na, altă treabă n-am. Hai, ia, du-te la plimbare, măi, diavole. Altă treabă n-am decât să mă arunc pe stâncă ca să stau să-ți demonstrez ție ce. Ia, hai. Pa. Poate pare ciudat că vorbesc așa, dar înțelegeți, când apare frica, ego, tentația. În această călătorie spirituală știți cam cum să vorbiți cu ei. Obsesia pentru bani, nevoia de stabilitate a cuiva. O să clarific dacă împărăteasa e bună sau e nebună, toxică, tentantă sau prea obsedată de bani. Vedem? Vedem deocamdată, cărțile arată foarte fain afară de acest stres pe care îl manifestați unii în prezent. Sau poate că e altcineva stresat, poate că e altcineva bolnav, iar cineva obsedat, iar variază de care vă e teamă de obsesiile lor. Vedeți și voi cum cărțile sunt generale. O, ce frumos, normal! Normal, normal, normal și îmi place, pentru că se confirmă că aveți pe cineva care vă ajută, chiar la distanță, chiar telepatic, da? Chiar telepatic. Poate că v-ați întâlnit, poate nu v-ați întâlnit, poate a stat mai mult de vorbă, poate n-ați stat. Aveți o legătură spirituală, măi, gemenilor. Sunteți într-o legătură spirituală cu cineva și cineva vă ajută să vă ridicați. În această călătorie, noaptea cea neagră a sufletului, da? The dark night of the soul. Și se nevoia să oftez. Și ce vă doriți soarele? Evident, vă doriți acel soare și interior și exterior. Să-L vedeți pe Dumnezeu în jurul vostru, dar să-L simțiți în sufletul vostru. Vă doriți bucurie, vă doriți creștere, expansiune, căldură. Ce frumos! Justiție, în primul rând. Poate că unii vă separați de cineva, posibil. Dar ideea este că se face dreptate într-un fel. Cel puțin această legătură spirituală face dreptate în viața voastră. Prezența acestui personaj vă echilibrează viața. Vă echilibrează viața.
Justiție. Da, după ce aveți niște probleme de cuplu, niște probleme financiare, vă întâlniți cu un suflet pereche. Poate l-ați întâlnit, eu zic că unii l-ați întâlnit deja, e în preajmă, un suflet care vă înțelege. Îl simțiți dintr-o altă viață, știți, 6 de cupe asta înseamnă și uite ce zice aici. Că sunteți dintr-o altă viață. Ia uite, judecata, intuiția, îngerul Gabriel, mai ales dacă vă rugați, o să vă zic, o să vă lumineze. O să vă lumineze cu soarele. Cum să vă echilibrați viața, mai ales că e casa sufletească, da? În primul rând și o fi și fizică, materială, dar în primul rând casa sufletească e cu capul în jos. O să vă echilibrați. Să vă inspire acest soare în ce direcție să țintiți. Să pună lumină pe ținta voastră ca să o nimeriți. La capătul setului de cărți aveți ce faetonul. Poate are legătură cu zodia racului pentru unii, dar vă și semne de aer. Că sunteți voi ca semn de aer, iar variază. Vă și semne de pământ, vă și semne de foc, în mod special leu. Însă, ideea este că la capătul setului de cărți sunteți în meditație, în contemplare a relațiilor karmice, da? Eventual, ce mai văd? Da, vreți să vindecați un ego, egoul vostru, al cuiva, vreți să... vă echilibrați emoțional dintr-o sau după o relație în care v-ați luptat cu cineva tot timpul. Da. Vreți să vă vindecați, iar contemplați, vă rugați, analizați, da, cum să găsiți adevărul și îl veți găsi și în momentul în care, da, poate chiar unii l-ați găsit, dacă nu, urmează să-l găsiți. E aici, da? Ia uitați-vă, aici. Dar și adevărul vă va elibera de karmă, că apare karmă. Și veți putea merge către destinul vostru, că am zis, faetonul și eremitul merg către stea. Uite-o aici, aici, aici. Acea legătură spirituală cu cineva, cineva vă inspiră, cum să creșteți, cum să vă vindecați. Măi, măi, măi. Hai să vedem. Pe scurt, ia. Clarificăm, te rog frumos, pentru gemenuți, dragii mei, gemenuți. Clarificăm eremitul. Îndrăgostiți, nu sunteți voi, mămica? Sunteți voi, dragii mami. Aici sunteți voi. Alegeți. Interesant că aici este un diavol, vedeți? Și este și un înger. Puteți să fiți îndrăgostiți, atrași de cineva care vă tentează. Ia uite diavolul. Și mai există o altfel de atracție mai presus de mult de ceea ce înțelege lumea, care este ghidată de îngerii voștri. Aici este. Sunteți voi în această călătorie spirituală. Între diavol și Dumnezeu. Și aici este moartea, transformarea, renașterea. Renașterea asta. Wow! 7 de cupe, te rog frumos. 7 de cupe. 7 de cupe. Nouă turnul. Mărița, stai cu minte. Turnul. Ce legătură are turnul cu 7 de cupe? Mai dăm o carte. Mai dăm o carte. Nouă. Iar 9 de spade. Care apare și aici. Aici este provocarea. Există cineva posibil care să vă scoată din aceasta, că e în prezent și apare și aici, ca și provocare, vedeți? Și este și în prezent 9 de spade. Starea voastră sau a cuiva. Într-un mod trăsnet, se schimbă această stare de stres, de boală, de grijă. Posibil întâlnirea cu cineva. Mă mir că n-a apărut roata norocului, poate apare. Cofi evrica, cofi trezirea, găsiți soarele, găsiți ideea, găsiți soluția
Și începe să vedeți opțiunile, începe să vedeți, cum a zis mai devreme, alegeți între stres și bucurie, da? Într-un mod trăsnet. Între confuzii și blocaje. Sau preferă, nu confuzii, nu. Acum nu le văd confuzii, uite, pace. În aceste de cărți arată frumos. Pace, speranță, pasiune, abundență. Sunt atâtea posibilități să manifesti viața asta, da? Nu în stres. Sau vă separați. Dacă există o persoană care vă stresează, care e obsedată de voi, vă separați de acest personaj și alegeți din alte opțiuni. Alegeți o opțiune de mai bună. Vedeți unde sunteți. Da. Ce înseamnă 8 de bâte? Nu asta. 8 de bâte în trecut. Nu de bâte mâini, de monede. 8 de monede în trecut. 8 de monede, ia, în trecut. 8-9, da, vreți să munceți pentru independența voastră în mod special. Poate există cineva independent care vă inspiră, vă ajută să vă transformați viața 8 și 9. Îi mai dăm o carte, totuși. Vedem. Asta pentru că am văzut transformare la un moment dat. Ce asta? Împărăteasa? Da. 8 și 9, da? Nu, 9 și împărăteasa. La locul de muncă, la locul de muncă întâlniți pe cineva excepțional. Personajul ăsta care vă inspiră, împărăteasa. E independentă, nu-i căsătorită. Că am zis că dacă este soție sau mamă sau mama voastră, acest personaj este independent. Bărbat, femeie, nu contează. Abundent, frumos, care oferă dragoste. Este independent nou. Și întâlniți, repet, la locul de muncă. Al vostru sau al lor. 2, 4, 6. Da, 6. 6 de bâte pentru mine inspiră. Clarificăm 8 de spade, te rog. Ok. Ia uite, 6. 8 de spade. 6 și 6 de bâte și regina de monede. Acest personaj, regina de monede, vă inspiră să ieșiți din niște programe, dintr-un stres, dintr-un blocaj mental. Vă inspiră să creați, că asta face regina de monede, creează, chiar discutam azi cu manicurista mea. Regina de monede creează din orice și are șansa din orice creează să facă un ban. Da? Să pună o cărămidă la stabilitatea sa, că tot aveți 4 invers, da? Sunteți un pic destabilizați și voi trebuie acum să întoarceți în poziție normală. Așa văd cărțile. Regele de spade, puteți să fiți voi. Tăcuți, meditativi, contemplativi și totuși. Și cavalerul de monede, doritor să construiți ceva, să alegeți o nouă cale. Mai există și o variantă, o spun și pe asta, în cazul, pentru că aveți un diavol, aveți semnul Capricornului și regina de monede uneori e semnul Capricornului și aveți totuși multe... Nu, aici nu cred că e influența negativă, aici cred că e influența negativă. Există un personaj cu aspecte, nu zi musai zodia Capricornului, aspecte în Capricorn, care probabil vi se pare vouă, poate o fi și real, a avut o atitudine egoistă, poate prea mândră cu 6 de bâte și v-a blocat pe voi, v-a complexat. Pentru unii, nu pentru toată lumea, da? Pentru unii. Poate că ați fost și într-un cuplu, regele și regina, cu acest personaj. Clarificăm 9 de spade. Te rog frumos, în prezent pentru gemenuți și gemenuțe. 9 de spade, te rog frumos. Care a apărut de două ori, din păcate. Vreau mai multe cărți pozitive, este 5, este luna 5, avem nevoie de schimbare, schimbare frumoasă, benefică. Haideți, cărților. Și văd un as de monede, tot apare în început cu cineva. Clarificăm 9 de spade. Eu te rog, în sfârșit, am zis, măi, e roata norocului, am zis, mulțumesc, vă pup, vă pup, da? Această roată, schimbare de energie, un personaj pozitiv, optimist, pentru că e Jupiter,
o schimbare de ceva, o călătorie, venirea cuiva, dus undeva, călătoria, e o roată, mașină, bicicletă, ce-o fi, tren, da? O călătorie, se schimbă energia într-un mod trăsne, da? Și ieșiți din nou și începe să vedeți lumea, în culori frumoase, măi, mai e și curcubeu, mai sunt și porumbei, mai sunt și flori, da? E bine, este bine, superb și minunat. Cavalerul de spade, într-un mod trăsnet, că asta e trăsnet sau cavalerul de spade sau turnul e asemănător. Sunteți voi. De aici 8-9. Ați fost rezistenți din cauza unor conflicte, acum vedeți lucrurile altfel. Ia să vedem ce aduce roata norocului. O întâlnire. Întâlnirea cu cineva, o întâlnire de destin. Vă întâlniți cu cineva care vă scoate din acest stres. Măi. Sunt eu sau altcineva? Da, eu sunt. Regina? Regina de cupe. It is me? Da, măcar etalarea asta să vă scoată, vă rog frumos. Vă rog frumos. Am văzut Regina de cupe și mai devreme, da? Regina de cupe, da. Jupiter. Pești săgetător, dar zic ca și aspecte, nu neapărat zodie, da? Este o schimbare de energie benefică. Și mă bucur foarte mult. Mă bucur foarte mult pentru că această regină de cupe, pe lângă faptul că vă ajută să visați, vă și vindecă. Vă și vindecă. Vă simțiți... care e cuvântul? Parenting. Protejați ca... Are atitudini materne. Cred că e aceeași personaj, împărăteasa și regina de cupe. Cred că e același personaj. De ce zic? Pentru că sunt niște energii materne. Vă vindecă. Și aici este, discerneți între tentații și iubiri profunde, legături spirituale. Unii care poate n-ați avut așa ceva, rămâne de văzut ce și cum, știți? Da. Hai, clarificăm luna, te rog frumos. Luna, peștrac, scorpion, în poziția sfatului, peștrac, scorpion, este ca și marcaj puternic, neapărat zodie. Luna, clarificăm luna ca și sfat. Aici sunteți voi, regele de spade. Țineți în secret, eventual. Energie masculină, energie feminină, rațiune și emoție. Îmbinați-le pe amândouă, pentru că nu le putem separa, da? O apă fără aer devine toxică, stătută, da? Aerul fără apă devine insuportabil de respirat. Devine prea uscat. Da? Integrați emoțiile și rațiunea. Hai să mai vedem. Ia uite, 2, 4, 9 de cupe. Stare de euforie. De bucurie, de speranță, mă special. Speranță. Ia, clarificăm regele de spade și luna. Avem o carte. Ca și sfat. Oh, spânzuratul. Încercați să aveți o nouă, iar zodia peștilor, iar casa a 12-a a necunoscutului. Călătoriile spirituale, am zis Jupiter, roata norocului, este călătorie fizică, am zis la berbec, și Jupiter, zodia peștilor, călătorie interioară, apropo de remiț, care opoziția peștilor, fecioară, da? Este călătoria în timp și în spațiu. Către acest suflet. Aici vă rugați, aici călătoriți cu gândul, cu sufletul, aveți experiențe extracorporale, da? Aici vine lumina, soarele, apare aici, după ce înțelegeți niște lucruri. Eu simt că sunt revelații și la voi. Și la voi, niște revelații. Poate că sunt niște aparente stagnări, dar sunt necesare ca să înțelegeți latura voastră emoțională, latura voastră spirituală. Așa zisele sacrificii și stagnări sunt cu un scop. Nu vedeți că este, vedeți? Este înconjurat de umbră, dar este într-un tunel, channel, canal, da? Channeling de lumină. Ce frumos! Și ce-mi place în cartea asta, parcă atârnați de cer, da? Da, stagnarea asta aparentă este necesară. Ca și sfat. Așa văd aceste... Conectați-vă la intuiție că am văzut mare preu și marea preoteasă, legătură spirituală. Frumos. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Frumos, frumos. Ia uite, 6 de cupe.
Acel personaj care l-am văzut, ia uitați-l aici, 6 de cupe. Vă aduceți aminte unde e? Sau nu? A fost la un moment dat 6 de cupe, a fost. Vă aduceți aminte și voi, nu mai știu, l-am văzut undeva. O întâlnire cu cineva cu care v-ați mai întâlnit într-o altă viață și simțiți asta. Dacă sunteți conectați la intuiția voastră, veți simți. Dacă nu, veți avea vise, vi se va revela într-un fel această legătură. Clarificăm, te rog frumos, foarte interesant, împărăteasa. Împărăteasa, influență exterioară pentru gemeni și gemeni. A doua, 3 de cupe, bucurie maximă și, ia uite, 3 de cupe și aici. Alegeți bucuria și cavalerul de cupe, ce frumos. Acest personaj vine. Vine și vă oferă emoții. Vă oferă vindecare, vă oferă dragoste, da? Venus și Lună, da? Asta oferă Venus, iubire, și Lună, emoții. Uitați-le aici, le ține în cărcă. La vedere. Nu se rușinează cu flacăra, sunt două flăcări. Ce frumos! Și 3 de cupe. Acesta, cu acest personaj, intrați într-o altă relație, da? Aici sunteți voi doi și aici este relația voastră, legătura spirituală, care vă aduce bucurie. Și dacă nu vă întâlniți faptic, dacă nu vă întâlniți față în față, vă întâlniți, dragii mei, pe calea visului, a călătoriilor, a visului lucid, mai bine zis, a rugăciunii, mai sunt și alte căi prin care vă puteți întâlni. Dar cavalerul de cupe nu exclude o întâlnire practică, pentru că avem aici regina de cupe și roata norocului. Nu exclude, e o întâlnire la un drum. Da? La un drum. Pac! Apare un personaj care va aduce multă bucurie. Repet, cu o valoare specială sau veți descoperi valoarea acestui personaj. Da? Veți descoperi valoarea lui, a ei, în timp. Dacă n-ați descoperit-o. Foarte frumii, foarte frumii, îmi place murat. Eu știu că te bucur, dar mai stăm un pic. Da? Aici sunteți voi, Jack of Spades. Nevoia de comunicare. Poate și comunica și asta vă aduce bucurie. Clarificăm diavolașul. Diabolo. Da, avem nevoie de clarificare. Așa să vedem ce este. 3 de monede. Pe de o parte, de ce vă este teamă? Pe de o parte, cred că e teamă. Diavolul în acest moment îl simt ca pe o frică a voastră, că nu se poate construi practic această 3 de cupe, nu se poate transforma în 3 de monede. Nu se poate construi, este frica cuiva. Pe de o parte, dacă ați mai avut un semn de pământ, că nu vreau să vă programez, să ziceți că vai, că n-am interpretat corect, dacă ați avut pe cineva cu marcaj puternic în pământ, prea materialist, aici a fost, aici este problema. Probabil că și-a găsit acel personaj un alt hobby, un alt job și n-a mai avut timp de relația cu voi sau chiar un alt personaj. Da? Apare iar un 3. Sunt multe variante. Nu-i musai să fie alt personaj. Poate să fie un nou job și n-are timp de voi, da? Pentru că cineva e obsedat de bani. Da? Dar dacă nu e obsesia de bani a cuiva, poate să fie frica voastră, că diavolul înseamnă foarte multe, frica voastră că nu puteți materializa acest 3 de cupe, această legătură spirituală. Adică, băi, nu e suficient doar legătură spirituală. Parcă vreau să și pun mâna, poate vreau și eu să dansez un pic, da? Să dansez un pic cu acest suflet, nu? Uitați cum dansează. Să mă prind de mână în mână, să fie, da? Aici este frica. V-am dat cel puțin două variante, vedeți care rezonează cu voi. Poziția dorințelor, soarele. Hai să vedem. Cine e acest soare? Cine e acest soare? Ce frumos e, frumos, frumos, frumos. Clarificăm soarele pentru gemeni, trezirea lor, bucurie, mă. Ce frumos, nouă de cupe, mă. Iar semn de apă, dar nu obligatoriu semn de apă. În primul rând este trezirea, am zis alegeți. Alegeți să vă bucurați de voi, cu voi, ca să atrageți. Am zis că, soarele atrage. Soarele atrage, e cald și atrage toată natura către el, da? Toți ieșim din casă, florile înfloresc, pomii înverzesc, da? Apa se evaporă, se ridică, da? Totul se ridică înspre el, atrage.
E o energia masculină, nouă de cupe. Băi, interesant că și la berbece a apărut nouă de cupe și soare, dar în altă poziție aici. Nu care avea legătură cu berbecii, dar zic o combinație, tot așa un personaj care vă inspiră. Există un personaj care vă inspiră la un nou chef de viață, la o nouă viziune, la dragoste față de voi. Da, cred că sunteți pe cale să găsiți această lumină după ce ați călătorit ca și eremit, da? Ca și eremit, îndrăgostiți, da? Și eremitul. Vedeți, faceți discernere. Ce frumos, uite, ce frumos! Că am zis că alegeți între stres, confuzii și bucurie. Și aici aveți, pe de-o parte, alegeri, că știți că îndrăgostiți înseamnă și alegeri. Alegeri, alegeți cu înțelepciune pentru că ați trecut prin multe și de vedeți. Acest personaj este o tentație, Xulescu, Igrul, Y-culescu, așa, este o tentație și celălalt este o inspirație, da? Ce frumos, ce frumii, îmi place că doar suntem în vibrație, uite, suferiți pentru această dragoste, măi, geminilor. Unii dintre voi suferiți, dar, repet, ieșiți din această suferință. Ieșiți din această suferință. Pentru că dragostea trebuie trăită în dragoste, nu în suferință. Altfel devine obsesie. Aici este. Și nu neapărat că e o tentație, poate diavolul să fie manifestarea noastră obsedantă, suferind a iubirii, nu să manifestăm plin de bucurie. Înțelegeți că sunteți isteți. Clarificăm regele de monede în viitor. Regele de monede. 4 de cupe. Cineva vă regretă? Poate că cineva vă regretă, acest personaj. Da? De aici, regina de monede, diavolul și 3 de monede. Acest personaj să vă regrete. 4 de cupe. Sper că nu plângeți voi după acest personaj, musai. Dar nu, 5. 5. Regrete. Ia uite, 2, 4. E obsesie, ia uite, obsesia apare și aici. Da, vedeți? Obsesia mentală. Cineva e, poate că obsedat, că a greșit, s-a trezit la realitate, soarele, da. S-a trezit și acesta la realitate și și-a dat seama că a creat mai mult conflicte în legătură cu voi, da? Asta e. S-a încheiat lumea. S-a încheiat acest capitol. Mai dăm totuși o carte. Mai dăm o carte. Ok. 45. Da. 4. A pierdut ocazia cu voi. 4 și 5. Ce să mai... Uite, regina de spade, nu sunteți voi, dragii mei. A pierdut ocazia, regretă. Asta e. Pentru că a apărut separarea, justiția. Clarificăm, vă rog, frumos, justiția. Pentru gemenuți. Drăguții mei, gemenuți și gemenuțe, evident. Și gemenuțe, mai ales gemenuțe. Gemenuți. Ai, mă, 8 de cupe. Inițial am avut impresia că e 10, dar sunt 8. Vă detașați, da. Vă detașați emoțional și e minunat de o separare. Vă detașați de injustiție. E minunat. Este minunat. Ce e aici? 4, 6. 6 știți că are detașare mentală, nu doar emoțională. Asta înseamnă că faceți eliberări. Curățări energetice. 4, 10. Poate de o căsnicie, 10 de monede care a fost prea, în comparație cu această legătură spirituală, acea legătură 10 de monede tradițională sau căsătorie, nici nu se poate compara ca și, ia, vedeți, mai, ia să pun blițule cu, uite, iubii, da? Între acea căsnicie sau relație, absolut normală, karmică, da, și această legătură, vă detașați mental. Ia mai dați-mi o carte, dragile mele. Mai dați-mi o carte. Ce e cu acel 8 de cupe și justiția? Că mergeți către nouă, lăsați în urmă injustițiile, separările, divorțurile, contractele, karma. Lăsați în urmă karma, dragii mei, 8 înseamnă transformare, da? Și mergeți către nouă, către soare, către trezire, către dar, nu, dar, nu.
Dar nu. Ia să vedem. Asul de monede care tot a apărut la un moment dat. Da, începe ceva nou. Vrei să începești ceva nou? Cu cine? Câte? 2? 4? Cu 10? Cu acest personaj. Vrei să începeți ceva nou cu acest personaj? Măi, vrei să fiți fericiți? Și eu vreau și vă înțeleg. 10 de cupe și soare. Avem aici 3 de cupe. Cavalerul de cupe și împărăteasa. Aveți aici, dragii mei, schimbarea de energie. De la 9 de spade, roata norocului, timpul acela divin care v-a dus față în față cu fericirea vieții voastre. Regina de cupe. Nu contează zodia. E un personaj care vă alină, vă inspiră, vă îndeamnă la romantism. Și interesant, dragii mei, vedeți și voi în aceste de cărți, chiar regina de cupe are o spadă, vă înțelegeți din punct de vedere mental, puteți comunica. Puteți comunica. Ce frumos! Ce frumos! Da? Și ce am zis că faceți? Unde ești? Da? Lăsați în urmă karma, lăsați în urmă contractele, separările, nedreptățile, lăsați în urmă și manifestați ceva nou, că tot e zodia Taurului și suntem în semn de pământ. Poate vă întâlniți, poate faceți un gest, că ce, do something pentru, da, do something. Poate faceți ceva pentru această legătură spirituală unul dintre voi. Ia uite. 10 de cupe. Ce frumos. Vreți să manifestați. Ce frumos. Am văzut și steaua, vreți să vă vindecați, să vă împliniți destinul. Da, dintre toate opțiunile pe care le aveți, ce frumos, da, uitați. Dintre toate opțiunile pe care le aveți, alegeți, dragii mei, vindecarea. Steaua v-a ghidat în această călătorie spirituală. Și steaua noaptea și soarele ziua. Da? Sunteți aproape de final de călătorie spirituală, așa simt. Sau cel puțin sunteți într-o stație strălucitoare în care vă puteți odihni sufletul. Da? V-ați vindecat, vă vindecați, acum vedeți alte opțiuni, vedeți viața cu alți ochi și alegeți să vă luptați sau să protejați ce ați ales. Adică ați ales fericirea, soarele, trezirea, bucuria. Frumos, măi, geminilor, sper că v-a plăcut și vouă și sper din tot sufletul că veți manifesta ce am zis. Nu e așa că e fain? Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!